Autovehiculele pentru transportul persoanelor sau mărfurilor vor fi oprite pentru control în această săptămână de polițiști rutieri. Pe parcursul săptămânii 12-18 octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș acționează pe raza județului pentru verificarea respectării regulilor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane cu capacitate de transport mai mare de 8 plus 1 locuri și autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Direcției Rutiere a Poliției Române și urmărește reducerea gradului de victimizare prin producerea unor accidente de circulație. În cele șapte zile, controlele polițiștilor au în vedere respectarea de către șoferii profesioniști a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de reținere, funcționarea corespunzătoare a aparatului tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihnă, documentele obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehicolului, oricele ale operatorilor de transport. În ceea ce îi privește pe conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă, controlele vizează și respectarea limitei maxime admise a greutății mărfurilor sau fixarea corespunzătoare a acestora, precum și respectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase.